Bună seara și bine v-am găsit la știrile de la miezul nopții. Eu sunt Tibie și, după cum bine știți, sunt prezentatorul dumneavoastră. De fiecare dată vă aduc cele mai reci știri din lumea de sus. Astăzi vin cu o informație nouă care va produce șoc și groază printre noi. E bine, această știre pot spune că este mortală! Fie că sunteți la cazanele cu zmoală, ori în purgatoriu, această știre vă va face să vă răsuciți în mormânt de fericire. Tocmai am aflat că în lumea de sus s-a năpustit un virus care diminuează populația. Nu vă speriați, nu aveți de ce să vă faceți probleme. Acest virus nu ne poate afecta. Mai rău de atât nici că se poate. Ei bine, vreau să le urez tuturor celor care vor sosi alături de noi din minut în minut, că îi așteptăm cu brațele deschise și abia aștept să scuturăm falangele. Până una alta voi da legătura la fața locului. Hi guys, hi, it's me, Costică, mă aflu aici la intrarea în infern, așteptându-l pe primul sosit pe care îl voi intervieva. Dar până atunci aș vrea să vă prezint beneficiile pe care le aveți atunci când pășiți în infern. În primul rând avem provizii pentru toată lumea, hârtie igienică, moale cu 3 straturi, nelipsitul dezinfectant, Unde credeți că au dispărut toate peste noapte? Mai mult decât atât, avem locuri de muncă la cazanul cu zmoală pentru toată lumea. Și pătuțuri noi și moi și călduțe care așteaptă să fie ocupate. Așa că, dragii mei, nu vă înghesuiți, este loc pentru toată lumea. Eu vă stau aici cu minte pe hârtia mea igienică cu 3 straturi și îl voi aștepta pe primul sosit. Spiritele își fac de cap aici printre noi. Mulțumesc, Costică, pentru că ai făcut cunoscute beneficiile venirii în purgatoriu. Până una alta, până când vor sosi noi adepți, vom intra în legătură directă cu unul dintre viitorii oameni care vor coborâ alături de noi din cauza epidemiei de coronavirus. Așadar, m-auziți? M-auziți? Alo? Sunteți în direct? M-auziți? Da. M-auziți? Da, vă aud. Cum vă numiți? Numele meu este Gicu Covidu. Am înțeles, domnul Gicu. Domnul Gicu, sunteți bine? Am fost și mai bine. Vă înțeleg. Aș vrea să vă întreb care este motivul pentru care veți coborâ mâine alături de noi? Păi, teoretic, bătrânețea. Practic, COVID-19. Am înțeles. Credeți că sunteți pregătit să veniți alături de noi? Iertați-mă, de la ce post sunteți? Noi nu avem neapărat un nume al postului. Este un observator din purgatoriu. Purgatoriu? Da. După cum bine știți... Eu am crezut că sunați și întrebați dacă vin oameni la spital, nu la... Poftim? O să ajung în purgatoriu? După
după cum bine știți, boala dumneavoastră s-a agravat, iar cele 14 zile au trecut și este timpul să vă alăturați nouă. Cât timp mai am? Păi, între 6 și 10 ore. Nu. Știți, prietenul nostru cu coasă este deja în drum spre dumneavoastră. Unde? Cum dracu închid asta? Domnul Gicu, m-a auzit? Nu, adică nu mai vreau să mă aud. Acestea au fost știrile de la miezul nopții. În continuare vom aștepta noi informații de la fața locului, dar până atunci o scurtă pauză de publicitate. Tick tock. Sorry, your time's up. A venit timpul, domnul Gicu. Nu, ce? Nu încă. Ba da. Nu. Ba da, acum a venit timpul. Nu la coaste. Ba da. Da, acolo e bine. Am revenit înapoi în studio. Sper că imaginile cu domnul Gicu nu v-au afectat prea tare. Dar stați liniștiți. Va veni aici din moment în moment și vom avea mare grijă de dânsul. Până atunci să trecem la alte știri ale momentului. Nu vreau să fiu concediat. Nu, ajutor! Întrerupem știrile orei cu noi informații. Se pare că domnul Tibie și-a dat demisia. Dar de mâine vom avea un nou prezentator. Domnul Falangă. Demisia domnului Tibie rămâne încă un mister. Dar până atunci, să-l primim cu aplauze pe domnul Falangă! Bună seara, prieteni! Eu sunt Falangă și de mâine voi fi prezentatorul dumneavoastră! Mă bucur atât de mult că abia am sosit în infern și am primit această slujbă! Toată lumea dansează cu mine! Toată lumea dansează!